Aufwachen. Salutare tuturor, eu sunt Andrei Vlogare, iar astăzi o să facem ceva mai special despre FNAF. O să facem mituri și legende, adică secrete, cum vreți să spuneți voi. Am aflat câteva chestii, nu mi-e frumos, da. Deci, bun, e caracterul meu preferat din FNAF, deci de ce? Bonnie este activ din noaptea 1, adică noaptea 1, și este activ până la finalul jocului. Bonnie, el mereu este activ, adică el, a început noaptea, el vine instant la tine, mai ales în jocul FNAF 1, când dai acolo să alegi acolo, night, un custom night. Adică FNAF 1, și dai o 20 la el, o să vină instant la ușa ta. Deci Chica cu el e cel mai activ, dar de Chica o să vorbim în alt episod. Bonnie e foarte drăguț și un iepuraș și are ghitară. El cântă în partea stângă de lângă Freddy. El e foarte bun când a fost, dar el, când a murit, era un copil care el trăia când exista Freddy Fazbear and Friends, cred, da, așa, și au intrat copilul Freddy, copilul Chica și copilul Golden Freddy. Și copilul Puppet, nu că Puppet a rămas blocat afară, dar de cealții copii și de-aia o să vorbim în alt episod. Deci, copilul Bani, când a intrat în pizzerie, îi zicea, mă, ce șmeche, dar s-a dus la scenă unde era Fredbear și zicea, dar de ce, unde este Spring Bun? S-a întors și pe el îl chema Ricci. Și copilul Golden Freddy l-a chemat pe el. Și că l-a văzut pe Golden Freddy, auzi, că l-a văzut pe Spring Bunny. Iar după aia, el, când i-a luat pe gând într-o cameră de animatronici și i-a omorât fiecare și pe Bonnie. Pe Bonnie l-a omorât și l-a băgat în costumul de Bonnie. Jumpscare-ul lui e foarte jumpscare, adică când tu ridici camera și te uiți pe camera și pe o dai jos, el nu sare instant și face așa, nu știu, îți dă din gura așa și te sperie foarte smaker, e că tare auzi, și smaker și tare că na, jumpscare-ul lui e foarte horror, dacă ți-a alții animatronici cu Chica, na. Și Bunny. Și cam atât pentru acest episod de mituri și legende. Cam atât am explicat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!